miros puternic de cauciuc, de plastic ars și fum negru de lângă o biserică sau nu știu ce șantier e aici alături de autostrada 1. Militari sau chiajna, nu știu ce o fi aici, dar e clar ilegal ce se întâmplă. Și asta e una dintre explicațiile aerului poluat. Cred că ard deșeuri. Saci. Și fumul se duce dinspre București, dar o să se întoarcă de seară. Acolo e Chiajna. Acolo e shopping militar. Și aici e autostrada 1. Plecați de acolo că v-au prins. Chemăm poliția și garda de mediu. Să-i transmită cineva lui Octavian Berceanu. Muncitori neprotejați pe șantier, ilegalități de tot felul. Vine poliția, pregătiți actele! Și pompierii. Și garda de mediu. Ard deșeuri. Și aveau de ars mult. Polistiren, plastic. Bravo! Ați dat foc la căciulă. Îl sunt Octavian Berceanu. Noroc că ne cunoaște. Mă duc în treaba mea la plantat. Mâine e ziua internațională a pădurilor. Pe lângă plămâni verzi pentru capital, ar trebui să avem și oameni responsabili care să înțeleagă că așa ceva e ilegal și periculos chiar pentru ei. Dar n-are cine să-i educe, că guvernul are alte priorități. Guvernul e cam mafiotizat. Hai să cerem noi, oamenii de rând. Să cerem să nu ne mai otrăvească.